Bună ziua! Bine te-am regăsit la o nouă lecție de limba și literatura română în clasa 11. Subiectul lecției de astăzi: romanul Baltagul de Mihail Sadoveanu, caracterizarea personajului Vittoria Lipan. Astăzi, la lecție, vei învăța cuvinte noi în contexte comunicative, sinonime, îmbinări de cuvinte, enunțuri. Vei opera cu noțiunile personaj, personaj literar, caracterizare directă și indirectă. Vei aplica algoritmul de caracterizare a personajului, selectând secvențe de text adecvate. Vei structura și rezuma informațiile conform anumitor sarcini. Vei exprima în scris păreri, atitudini, sentimente față de personaj. Prima sarcină, care cere de la tine ingeniozitate și creativitate. Cum crezi? Ce știe litera V din cuvântul Vittoria? Să creadă în vise, să urce și să coboare toate văile, să ajungă la vatra dornei, să vorbească corect chiar și cu dușmanii săi, să-și trăiască viața după datini și obiceiuri, să aibă o voință de fier, să obțină victorii. Acestea au fost ideile mele. Aștept și de la tine idei și mai ingenioase. Deschide caietul de cuvinte și notează în caiet lexicul de referință de la lecția de astăzi. Traseu, sinonimele acestui cuvânt: drum, itinerar, zbucium, neliniște, frământare, neînfricată, curajoasă, hotărâtă, incertă, nesigură, îndoielnică, anevoios, dificil, greu, purificare, curățare, mântuire, aidoma, asemenea, exact, tenace, perseverență, târză. Verifică dacă ai scris toate cuvintele în caiet. Traseu, zbucium, neînfricată, incertă, anevoios, purificare, aidoma, tenace. Exersează în caietul de teme scrise. Alcătuiește îmbinări de cuvinte cu și ai cuvintele în față. Traseu, anevoios, tenace, zbuciu, neînfricată. Următoarea sarcină. Ți-am pregătit 3 familii lexicale: neînfricată, frică, a se înfricoșa este prima familie, zbucium, a se zbuciuma, zbuciumat, a doua familie, purificare, a purifica, aș purifica, purificat, a treia familie. Alege o familie lexicală și alcătuiește enunțuri dezvoltate cu toate cuvintele. Următoarea sarcină. Articulează substantivele cu articol hotărât la singular, apoi la plural. Traseu, zbuciu.
alcătuiește enunțuri cu substantivele articulate hotărât. Pentru a verifica cum ai memorat lexicul cu care am lucrat un pic mai înainte, ți-am pregătit un exercițiu online. Intră, accesează linkul dat și împerechează cuvintele. Astfel, acest exercițiu te va ajuta să memorezi și mai bine lexicul de la subiectul de astăzi. Între timp, să ne reamintim conținutul operei. Narațiunea este realizată pe baza unei succesiuni de epizoade. La lecția precedentă am lucrat cu textul, cu mesajul operei Baltago. Acum te rog să-ți amintești fragmentul lecturat din manual și să scrii în caiet succesiunea epizoadelor din fragmentul lecturat. Să verificăm. Domnul Dumnezeu pune semn și rânduială fiecărui neam. Legenda despre munteni. Îngrijorările Victoriei și discuția ei cu părintele Daniil despre Nechifor Lipan. Următorul fragment. Mănăstirea Bistrița, un dialog spiritual cu Sfânta Ana. La sfat cu Moș Pricop, fierarul ce i-a potcovit calul lui Nechifor Lipan. Găsirea usemintelor oierului Lipan în râpa crucea talienilor. Ceremonia de înhumare a usemintelor lui Nechifor Lipan. Praznicul de cinstire și pomenire a robului lui Dumnezeu Nechifor. Demascarea și pedepsirea criminalelor. Aceasta ar fi varianta corectă. Și acum îți transfer atenția la unele noțiuni, definiții, care ți le propune dicționarul explicativ. Personaj. Cine este un personaj? Primul sens. Persoană care deține o funcție importantă în viața politică, socială, culturală, personalitate. 2. Fiecare dintre persoanele care figurează într-o operă literară, erou într-o operă literară, muzicală, cinematografică sau plastică. Ce înseamnă personaj literar? Concept literar ce definește eroul unei opere literare. Personajele literare sunt oameni transfigurați artistic și implicați în acțiunile operei literare. Se află în centrul evenimentelor și întâmplărilor. Un personaj memorabil se poate conecta la nivel emoțional cu cititorul. E bine să cunoști și care sunt modalitățile de caracterizare a personajelor. Dați să le vedem. Prima caracterizare a personajului se numește caracterizarea directă și a doua indirectă. Ce presupune caracterizarea directă? Caracterizarea directă apare atunci când autorul descrie în mod direct trăsăturile unui caracter. De exemplu, naratorul poate descrie vârsta, înălțimea,
culoarea ochilor, culoarea părului, personajului. Noi vedem cu ochiul liber și citim din mesajul textului aceste caracteristici. Caracterizarea indirectă se deduce din faptele, vorbele, acțiunile și interacțiunile personajului cu alte personaje. Trăsăturile de caracter trebuie descoperite de către cititor. Nota bene, o atențiune pentru tine. Urmărește ce modalitate de caracterizare îți propune autorul. Citește cu atenție și descoperă trăsăturile de caracter ale eroinei. Zbuciumul și căutările lăuntrice ale Vitoriei Lipan constituie un labirint interior. Selectează din text 5-6 replici și expresii care vorbesc despre neliniștea pe care o are Vitoria de ceva timp. Îți dau și un exemplu. Părinte, am început să am grijă. Sunt cuvintele Vitoriei. Caută în text și vei mai găsi astfel de replici. Identifică trăsăturile de caracter care pot fi desprinse din expresiile, replicile date. Notează în caiet. Vitoria refuză să creadă că soțul ei întârzie din cauza petrecerilor. Concretizează din fragmentul propus cum ar putea fi caracterizată eroina. În 20 de ani am ajuns eu să știu drumurile și întoarcerile. Poate să bovii o zi, ori două, cu lăutari și cu petrecere, ca un bărbat ce se află. Însă după aceea vine la sălașul lui. Știe că îl doresc și nici eu nu i-am fost urâtă. Notează în caiet. Vitoria simte nevoia unei purificări sufletești înainte de a pleca la drum. Sarcina. Găsește în text momentul care indică unde se duce mai întâi de toate munteanca pentru a-i fi arătată calea cea dreaptă. Ce trăsătură de caracter este scoasă în evidență de autor? Adaugă trăsătura de caracter la cele deja găsite anterior. Eroina parcurge un traseu psihologic complicat, de la îngrijorarea incertă la convingerea că ceva rău s-a întâmplat cu Nichifor. Audiază pasajul, remarcă ce idei îți sugerează verbul evidențiat. Băiete, zise munteanca, leagă-ți calul de un mesteacăn, cum fac și eu. Coboară-te în râpă, după câine. Și aseară când suiam, a dat aici semn. De ce să mă cobor? Coboară-te, îți spun. Aud pe lupul dând glas. A găsit ceva. Cum crezi? Ce trăsătură de caracter a Vitoriei poate fi conturată pe baza repetiției verbului la imperativ? Dacă ai găsit trăsătura de caracter, aliniază-o la celelalte. Scopul Vitoriei este acela de a afla adevărul. Observă logica întrebărilor care o ajută să îi descopere pe criminali foarte repede. Îți propun 3 fragmente, le citești și răspunzi la întrebarea despre
care trăsături de caracter ale Vitoriei îți vorbesc aceste trei pasaje. Acum vei avea un alt exercițiu care se numește agenda cu notițe paralele. Identifică două trăsături morale ale personajului feminin în descrierea realizată de autor. Este vorba despre caracterizarea indirectă și tu trebuie să deduci trăsătura de caracter din citatul autorului. Citește citatul din stânga. Pe centru notează trăsăturile de caracter extrase din el, iar pe dreapta vino cu comentarii, gânduri, opinii personale în raport cu acest citat. Reflectează în baza întrebărilor sinteză. Organizează-ți coerent ideile înscrise. Dragă elev, ai urmat variate exerciții de caracterizare a personajului. Acum trebuie să-ți organizezi ideile înscrise pentru a răspunde la următoarele întrebări. Ce trăsături de caracter poți defini din acțiunile, comportamentul, discuțiile Vitoriei Lipan? Care este trăsătura dominantă a Vitoriei? Ce te-a impresionat mai mult în comportamentul Vitoriei? De ce? Ce ți-a displăcut în comportamentul eroinii principale? Nu uita de formulele de exprimare a opiniei, a atitudinii. Și acum sarcina care urmează se numește linia valorii. Marchează pe linia valorii când tot ce face această munteancă e dragoste și statornicie, inteligență și tărie morală. Chiar contează părerea ta în această sarcină. Utilizează formule de exprimare a opiniei, de argumentare a opiniei tale. Alege procentul. Ai tot dreptul de a o face. Utilizând informația acumulată, sintetizează momentele cheie și introdu-le în schema respectivă. Astfel vei obține caracterizarea personajului. 1. Originea. 2. Portretul fizic. 3. Portretul moral. 4. Pasiuni, obiceiuri și 5. Atitudini, convingeri. Fii creativ. Și acum să ieșim din text, să mergem dincolo de text și să vedem ce spun criticii. În căutarea ucigașilor, Vitoria e un Hamlet feminin. George Călinescu. Structurează argumentele
în raport cu afirmația criticului literar, după următorii pași: puncte forte, puncte vulnerabile, oportunități și temeri. Reamintește-ți, Hamlet este o tragedie de William Shakespeare. Din această tragedie provine tirada filozofică: a fi sau nu a fi? Aceasta e întrebarea, devenită ulterior celebră și foarte des citată. Pe final de lecție vreau să-ți adresez următoarele întrebări. Ce ai învățat să faci azi la lecție? Care dintre ideile discutate ți-au părut interesante? Ce dificultăți ai întâlnit? Cum te-ai simțit la lecție? Mulțumit? Excelent? Obosit? Sau dezamăgit? Ți-am pregătit și tema pentru acasă. 1. Caracterizează-o în 5 enunțuri pe Vittoria Lipan, menționând trăsăturile de caracter, atitudinea ta față de ea. A doua sarcină. Demonstrează în 5 enunțuri că drumul parcurs de Vittoria reprezintă o cale a reinstituirii dreptății. Și a treia sarcină. Alcătuiește un cincuan. Titlu: un singur cuvânt substantiv. A doilea vers, două cuvinte adjective. Al treilea vers, trei cuvinte verbe. Al patrulea vers, un enunț. Și al cincilea vers, un cuvânt egal ca sens cu primul. Am ajuns și la finalul lecției. Dragă elev, vreau să-ți atenționez. Operele rămân vii prin personajele lor. Deseori cititorii se identifică cu personajele. Acestea trăiesc, luptă, suferă, înving și sunt învinse. Sunt asemenea oamenilor. Nu uita, calea de acces spre personaj este lectura. Citește. Îți mulțumesc pentru lecția de astăzi. Ai fost și astăzi activ. La revedere, pe curând!